Salut! Sunt Ștefan Deleanu și în video de astăzi vom discuta despre plângerile abuzive pe care le fac avocații și modul în care încearcă unii să te facă să le achiziționezi serviciile de asistență avocațială. Bun, ca prefață pentru toți, acum câteva zile m-am chinuit împreună cu o colegă să culegem date din surse publice cât să putem să facem un raport statistic despre expunerea avocaților și pe care să-l oferim gratis la avocați. Scopul a fost unul de informare, am făcut un raport, l-am făcut mie, mi se pare foarte bine și o să pun pe ecran să se vadă. E ceva care e util, vine pe gratis, e un lucru pe care noi am cheltuit bani, că nimeni nu ți-l face pe gratis și pe care noi am considerat că poate să fie util pentru profesioniști. Le-am arătat la juridice, au zis că vor să-l publice și l-am publicat și pe juridice și l-am publicat și pe noi pe site cu o descriere mai extinsă și l-am trimis mai departe. Bun. Și după ce am publicat așa, am zis hai să trimitem un mail în care să le spunem toate informațiile pe care le-am luat de pe ei și care pot să fie utile. Spre exemplu, noi am analizat fiecare site în baza calității, cum a fost construit, ce au folosit, dacă e rentabil din punct de vedere de business și așa mai departe. Pe niște site-uri publice care sunt deschise și pe la care toată lumea are acces. Sunt indexate de Google și ei vor chestia asta, le-au pus pe site-ul baraului și așa mai departe. Și am zis, ok, haideți să le trimit un mesaj în care să spun, uite, v-am analizat site-ul, că nu toată lumea știe, că nu toată lumea citește juridice și așa mai departe. Hai să spun, uite, asta este raportul general și dacă vreți, uite, trimiteți un mail și vă generăm raportul individual. Pentru că noi avem datele, dacă costă bani să le prelucrăm și pentru că nu sunt milionar și asta o spun pe față, nu am banii să fac la fiecare avocat un raport din ăla chiar super mega complex, care să fie și util. Și să îl dau la cuiva care îl ignoră. Asta e right. Și atunci am spus, vă rog frumos, trimiteți-mi un mail înapoi și vă trimite raportul întreg ulterior. Așa. Am mai scris acolo că în limita 15 minute, pentru că avocații, cabinet individual, că noi am secționat și am trimis mail-ul numai la cabinete individuale, pentru că cabinetele individuale nu au bani de serviciile noastre. Pentru că, într-adevăr, noi oferim și servicii comerciale, dar sunt distincte. Și adevărul este că cabinetele individuale chiar nu au bani. Nu au bani pentru că costă servicii de marketing. Și am zis, ok, vă ajut pro bono, 15 minute, vă explic că nu mă doare gura și hai să facem ceva și vă explic și poate fie util. Acum, într-adevăr, faptul că ajuți oamenii pe gratis vine cu niște avantaje. Într-adevăr, când tu ești om cu alții, oamenii sunt oameni cu tine. Asta e o chestie care ține de modul în care funcționăm noi ca oameni. Și într-adevăr, dacă ești om cu alții și ea să fii om cu tine și uite că asta e bine pentru business. Asta nu înseamnă că mail-ul e comercial, că nu m-am dus să vă vând nimica. În fin, ne întoarcem la argumentele pe care au venit, argumentele slash ce au zis, că nu prea au venit cu argumente. Ne întoarcem și analizăm ce au zis cei doi domni avocați. Prima, pe care chiar m-a supărat foarte tare, că doamna Ruxandra Sava are ceva cu mine personal de când a fost povestea cu raportarea vulnerabilității care a fost la UNBR. Ea avea atunci concepția că eu am făcut-o cu niște interese ascunse și nu știu ce și nu știu cum. Voia să fac un interviu în care dorința era de fapt să mă tragă de limbă, să zic că vai, că am făcut, că vreau să-mi bag joc de avocat și nu știu ce credea ea că am vrut ea. Când o văzut că n-am intenții rele, s-a supărat și a început să fac o postare, mi-a dat hide. Deci o selectat specific hide ca să nu pot să vin cu o replică, să mă apăr. Și o zis acolo că vai, că eu am interese ascunse, că nu știu ce, că ce vrea acest Deleanu Ștefan, că nu știu cum. Evident, eu să nu văd și cam asta a fost doamna Ruxandra Sava pentru mine. Eu chiar am fost foarte ok cu ea. Am fost un om, am venit, am vorbit frumos cu ea, am vrut să o ajut și ea vine după și vin cu replicea asta. Într-adevăr, nu e treaba mea să fiu psiholog pentru toți. Dar e frustrant, e frustrant că te comporți ca un om cu oamenii și după aia vin și te amenință și nu știu ce și doar și ei conștienți că ce spun este o prostie. În fine. Mi-a zis că hai să luăm pe așa, să pun pe ecran ca să se vadă, dar pe scurt ce a zis doamna Ruxandra Sava. Hai să vedem. Așa. Bun. Ea mi-a spus că și ți-am dat eu acordul să-mi trimis newslettere. În primul și în primul nu era un newsletter. Era o informație individuală, nu i-am trimis sales, nu i-am trimis tot felul de căcaturi, i-am trimis o informație individuală care era utilă pentru cabinetul ei. That's it. Și nu i-am cerut bani,
Nu i-am trimis flyere să-mi cumpere nu știu ce produs. Pur și simplu mi-am oferit să o ajut pe gratis. Deci e o tâmpenie acum să spui că orice comunicări pe care le faci, gata, au rol comercial. Și până să spună, da, tu ai o firmă. Da, am o firmă, pentru că banii care eu să-ți fac rapoartele astea costă. Și banii aia nu mi dați voi donație. Și atunci eu trebuie să-i câștig din o parte ca să pot să ia loc să fac chestii frumoase. Și atunci, fac pe firmă. Pentru că eu personal deja am cheltuit foarte mulți bani pentru justiția asta și văd unde sunt acum. Deci asta ca paranteză. Bun. Și oricum eu i-am și informat, le-am trimis informarea GDPR, le-am explicat că datele sunt scoase în baza unui drept legitim, că sunt informații publice, că uite de unde le-am scos, că uite care-i povestea, că așa și le pot șterge. Le-am trimis mail frumos, cu roman, cu tot. Am încercat să fiu ok. Da. Bun, și îmi zice asta, nu știu ce, și eu îi spun, bună seara, este mailul dumneavoastră de serviciu, l-ați transmis baroului spre a fi contactat în interes de serviciu. Vă comunicat ceva și subliniez pe gratis, în ajutorul profesiei dumneavoastră, în interesul de serviciu dumneavoastră. Știți, vă rog, PDF-ul din ataș, mi se pare că am fost de bun simț. Aici mă referam la PDF-ul cu informarea GDPR. Și am spune că cel mai probabil nu ați citit legea 506/2004, care într-adevăr e o lege care spune că nu ai voie să faci comunicări comerciale fără drept, pentru că ți-ai amendă, ceea ce e normal. Dacă vin și-ți spun, hai că vino la mine la Incorporo, că îți fac eu, nu știu ce, site 2000 de euro, site-ul nu știu cum, dar bun, ăla e comunicare comercială, pentru că am vrut să-ți vând ceva. Dar faptul că eu ți-am trimis o chestie și ți-am zis că te iau într-o ședință 15 minute să-ți explic alea că la site ce poți să îmbunătățești, subliniez pe gratis, și că-ți trimit un raport la care noi am cheltuit bani pe gratis, asta mi se pare pomană, mie nu mi se pare că e serviciu comercial, acum fiecare ia cum ia. Unii zic mulțumesc, unii țipă când le dai cadouri, că așa sunt. Da, aici nu opinăm, că nu suntem psihiatri. Bun, și vine că cel mai probabil ați citit legea 506/2004, am să pun și legea și cred că să vadă că nu te încadrezi când dai un mail și în care îi spui frumos la om, uite aici informații pe gratis. Și după aia vine și îmi bagă o poveste că adresele de tipul nume, prenume, ca să vă incidez la protecții directive e privacy. Puteți trimite mesaje promoționale doar către adrese de e-mail de pe format Office, domeniu sau alte variabile. Vă rog să mă dezabonați de la newsletter. În primul și nu era abonat la niciun newsletter. Am folosit un program de newsletter care le trimite mail-uri concurent. Și că nu trebuie să stau eu și să trimit semn la fiecare. Și într-adevăr, List Monkey este gândit pentru newsletter pentru că oamenii nu prea fac demersul din astea că scumpe. Și newsletter fac și atunci folosești un program care face două chestii și folosește scopul care e util. Na, te folosești de ce ai pe piață și ce e gratis. Vă rog să mă dezabonați de la newsletter-ul dumneavoastră, nu doresc să apăs eu butonul de a subscribe, ci doresc să mă dezabonați dumneavoastră. Data viitoare când voi primi așa, o să depun plângere personală la adresa de supraveghere și voi solicita amendarea dumneavoastră. E dreptul ei, poate să facă ce vrea, numai că, na, n-are dreptate pe fond. Na, subliniez mail avocat.ruxandra.sava@gmail.com. Ama, scuză-mă pe mine, așa îmi pun și eu numele pe față și spun că n-ai voie să mă înregistrez când scrie numele pe față. Tu ai dreptul ca avocat să-ți faci brandul profesional cum vrei tu. Că poți să faci pe numele personal, poți să-ți spui Michael Jackson, poți să-ți spui legal expert, poți să-ți spui whatever. Faptul că ea are domeniu la site ruxandrasava.ro înseamnă de acum că n-am voie să intru pe site-ul ăla că încalc datele cu caracter personal și dacă Google le indexează înseamnă că ea încalcă datele ei cu caracter personal, că ea și-a făcut ruxandrasava.ro, să fim totuși sinceri și serioși. Doamna este supărată pe mine din motive care nu le înțeleg. Și doamna vine și comentează. Numai că astea sunt niște chestii care mie mi se pare evidente. Când pui ceva public și tu ți le pui public, îți asumi ce presupune să faci chestia asta, că și tu o faci cu un interes. Na, în fine. Așa, asta a fost cât de cât mai liniștită, a fost bucureșteancă că toate bucureștencele, dar hai să vedem acum pe unul care chiar e dereglat puțin și hai să vedem ce a zis domnul. La fel a primit mail-ul ăsta și mi-a venit cu exercitare, drept și tergere cu date cu caracter personal. Raport exclusiv despre prezența online a avocaților. Și îmi spune, respectuos vă invederez că prezent un mesaj, reprezintă o notificare prin care subținat, înțeleg, să exerce dreptul la ștergerea datelor mele cu caracter personal conform articolul 17 din legea PDG GDPR, respectiv vă solicit de data să ștergeți din baza dumneavoastră de date adresa de e-mail adrian.nicolae@legal.ro, pentru că prin această adresă personală subținatului poate fi identificat astfel cât pe reprezintă date cu caracter personal înțelesul RGPD GDPR. Drept consecință vă solicit să nu mai expediați mesaje via e-mail, pentru că dumneavoastră nu ați obținut niciodată consimțământul subținatului cu privire
la niciun tip de comunicare cu dumneavoastră în sensul articolului 6, nu știu cât, așa, nu există niciun alt temei de prelucrare a datelor mele cu caracter personal. Ba da, există și am să discut despre aia după. Astfel, mesajul dumneavoastră reprezintă o comunicare nesolicitată, fiind astfel încălcată legislația în domeniu. Așa. Faptul că adresa de e-mail a subționarului publică, fiind înscrisă în tablou avocaților, nu vă dă dreptul să transmiteți această adresă de e-mail mesaje de marketing direct. În primul și primul nu a fost marketing, dar na, asta înțelege domnul. Absolut nesolicitat, pentru că această adresă de e-mail e publicată în scopul exercitării profesiei de avocat, conform articolul 3 din lege 51, nu știu ce. Iar comunicările dumneavoastră nu pot fi asimilate unei corespondențe privind efectuarea activităților avocațiale prevăzute de lege. Ba da, pentru că un avocat are nevoie și de hârtie igienică, un avocat are nevoie și de site, un avocat are nevoie să citească și să știe legile. Eu nu i-am trimis o informație, într-adevăr, eu nu am venit la el să-i zic cât e onorariul ca să-mi fac el asistență GDPR, că nu pare că știe. Eu i-am oferit lui o informație pro bono. Aia ține de activitatea profesională pe care el o are. Într-o afacere, vrând nevrând vrei să te informezi. Majoritatea oamenilor când au afaceri își dau seama că dacă vor să fie competitivi în domeniul serviciilor, au nevoie să fie competenți, să știe cum se mișcă lucrurile, să înțeleagă lucrurile. Unii sunt rezistenți la orice formă de educație, sunt rezistenți la orice fel de informație. E ok. Însă ce nu apreciez eu e când vin cu amenințări și după aia vin și îmi spui că îmi dai asistență juridică pe plângerea pe care tu mi-ai făcut-o. Da, foarte bine, fă-mi plângerea, du-te și pagă-ți un fund și la revedere. Așa, totodată vă rog să observați că potrivit dispozițiilor articolului 1523 litera 1 din Cod Civil, dumneavoastră sunteți de drept în întârziere. Articolul, ca să explicăm o leacă, articolul 1523, litera 1, spune că debitorul se află în drept de întârziere atunci când s-a stipulat că simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect. Eu nu sunt debitorul lui. Da, asta este, sunt în întârziere. Am înțeles. Așa, bun. Hai să vedem ce ne mai scris domnul pe aici. Văd că m-am pierdut cu dreptul lui de întârziere. Așa. Prin urmare, dacă nu respectați de îndată dreptul de la ștergerea datelor mele cu caracter personal prin care îți prezent un mesaj bine exercitat potrivit așa, vă pun în vedere că voi sesiza ANSPDCP-ul. Dreptul lui. În fața care voi depune plângere în temeia dispoziției articolului 20 din legea 102 din 2005. Imediat ce voi constata că primești de la dumneavoastră un nou mesaj de marketing direct nesolicitat. Evident, eu explic la domn după, îi trimit un mail în care îi spun, no, uite ce scrie acolo, în primul și în primul asta 102. Stai să vedem ce o citat el. Legea 102 din 2005. Hai să vedem și asta. Ok, și asta este legea ANSPDCP. Așa, da. Și a spus regula de procedură, că oricine se poate îndrepta la ANSPDCP, e dreptul lor, e normal. Până la urmă trebuie să fie cineva care să controleze exact problemele astea și să vadă dacă cineva pur și simplu își caută client sau chiar are o problemă și s-au încălcat drepturile. Așa. Imediat ce voi constata că primești de la dumneavoastră un nou mesaj de marketing direct nesolicitat, vă voi trimite plângere. În primul și în primul rând, cum am spus, nu a fost un mesaj de marketing. Dar în fine, eu îi trimit un mail domnului și îi spun, șterg ce aveam de la el, adică literalmente mail-ul, l-am șters, eu i-am i-am explicat. De-aia am spus că-s de la Barou, că na, să le zică și lor să șteargă, pentru că sunt informații publice pe care oricine poate să le dea straight și eu, într-adevăr, eu am stocat temporar 60 de zile ca să pot să le folosesc, să trimit mail-urile și după aceea să le șterg. Că na, minimizăm datele. Nu țin informații mai mult decât am nevoie. Dar trebuie să fim totuși raționali aici. Și eu îi trimit domnului, stai să vedem, eu îi trimit un răspuns domnului și îi spun în următorul fel. Să vedem că ieri i-am trimis. Așa, i-am spus în următorul fel. Salut, în mod normal am setat programul să vă menționez în ataș clar politica GDPR. Nu ați primit atașamentul. Într-adevăr, poate nu am primit atașamentul, am folosit un program de mass mailing și poate programul de mass mailing nu i l-a trimis, deși are funcția că na, am folosit un anumit tool și l-am implementat cu API și nu știu dacă l-am implementat chiar bine. Poate am făcut eroarea asta, poate am greșit și poate nu a apărut notificarea GDPR și am trimis-o încă o dată. Scopul mailului, nu avem o bază de date internă pentru campania de dumneavoastră de informare care nu are titlul comercial, am stocat temporar bază de date de la Barou București.
Scopul meu a fost să informeze avocații în interesul profesiei lor. Pe scurt, o analiză științifică spre situații din profesie, deci care are clar legătură cu exercitarea profesiei de avocat. Nu înțeleg agitarea pentru un mail care a fost prin care interesul a fost să ofer valoare în mod gratuit. Până la urmă, mi se pare că raportul a fost cât se poate de util avocaților. Asta îi scriu domnului. Evident că scopul era comercial, că domnul a spus că dacă cumva se mai trimit un mail în scop comercial, las să îmi facă plângere. Și după aia primesc un mail azi, mai seară, așa și spune. Bună seara, domnule Deleanu! Vă aduc la cunoștință că mesajul de mai jos primit de dumneavoastră a născut dreptul subsemnatului de a sesiza în SPDCP a întemeiat dispoziția articolului 20 din legea nu știu cât, astfel că în urmă cu câteva minute am depus plângere către ANSPDCP împotriva dumneavoastră în calitate de operator așa pentru încălcarea dreptului la ștergerea datelor cu caracter personal. Eu subliniez, eu după ce am trimis mail-ul, eu l-am șters. Domnul este supărat în continuare că i-am spus că nu am o bază de date decât una temporară. E foarte supărat. Conform articolului nu știu ce din GDPR pe care l-am exercitat nu știu ce. Așa, conform pe care mi l-am exercitat, transmis cu privire la mesajul de marketing direct. Domnul vrea să intre pe cuvinte din dicționar, că așa fac avocații, că li se pare că așa ajung unde trebuie, da? În fine, voi învederesc că e relevant, cum anume ați citat dumneavoastră programul, tot e relevant dacă dumneavoastră înțelegeți sau nu legislația, corect, da, nu contează dacă știți sau nu legea, că toți se aplică, asta este adevărat. Prin urmare, se naște prezumția că nu cunoașteți legislația incident, pentru că dacă ați fi aplicat-o corect, ați fi observat că pe website-ul cabinetului subsemnat există existența unei a doua adrese publice de e-mail, respectiv contact @legal24.ro. Da, nu, pentru că a fost generat automat cu datele pe care voi le-ați raportat la Baroul București. Sunt date publice pe care voi le-ați făcut publice în scopul profesional. Că ați făcut chestia asta verbal și că v-au comunicat și ați votat după că vă autoreglementați, e treaba voastră. Că într-adevăr sunteți o profesie care să se autoreglementează. Eu am luat informații respective care erau în scopul exercitării profesiei. Și, scuză-mă pe mine, orice antreprenor asta spune că ca să gestionezi o afacere ai nevoie să fii informat. Am nu informat cu cât vinde Xulescu mobilă. Și nu ți-am dat mail cu cât vinde Xulescu mobilă sau servicii de marketing. Ți-am oferit gratis ajutor și ți-am dat un raport gratis care să te ajute pe tine să înțelegi cum funcționează lucrurile. Care nu reprezintă în sensul legii date cu caracter personal putem fi utilizată. Da, pentru că prin faptul că include mail-ul lui, într-adevăr, e dată cu caracter personal. Corect, corect, dar există dreptul legitim și aia e altă poveste. De asemenea, vă fac cunoscut că Baroul București, nu știu ce, nu poate suplini consimțământul avocatului, ok, să certe cu Baroul. Pe de altă parte, și lăsând în subsidiar următorul aspect, se impune a fi observat că abordarea dumneavoastră din ambele mesaje încalcă regulile bunelor maniere. Iar de aceea nici nu poate avea efectul scontat. Da, nu, încalcă regulile bunelor maniere, că e fără bune maniere să-i trimiți cuiva ceva pe gratis. E nesimțit, ești un bulangiu. Dacă mă ajuți pe gratis, cine ești tu să mă ajuți pe mine? În ipoteza în care doriți să vă elucidați din punct de vedere juridic asupra situației pe care ați creat-o, vă stau la dispoziție contra cost pentru o ședință de consultație juridică programată în prealabil la numărul meu de telefon. Euleu! Deci, de fapt, dumneavoastră voiați bani. Domnul meu, nu e un conflict de interese când dumneavoastră spuneți că faceți o plângere și apoi spuneți că uite numărul de telefon. Ce-ar fi acum să se uite un eber dacă nu cumva și chiar să-i fac o plângere domnului? Că chiar mă enervează toată drama asta și tot circul ăsta și toți oamenii ăștia care îs entitled și nesimțiți și o fac cu interes. Că se gândea că mă sperii și că-i cumpăr și te dau bani ca să nu plâng. No, asta se cheamă încurajează un șantaj. Dăm banii sau îți fac plângere. Ei, chestia asta n-ai voie să le faci. Și pe chestia asta, domnul avocat, ca să vă elucidez, să vă fac o plângere la Barou. Și să vedem. Da, puteți să-mi faceți plângere la ANSPDCP. Azi vin cu videoclipul ăsta să vadă clar că n-aveți dreptate și la revedere. Referitor la utilitatea sau mai degrabă lipsa de utilitate a materialului transmisului, permiteți să vă învedeți că dumneavoastră să plecați de la o premisă greșită, respectiv ca aceea că aveți de planul din partea avocaților în sensul corpului profesional, atât interes asupra acestui subiect, cât și consimțământul de a le furniza respectiv un mesaj de marketing direct. În primul și primul rând, iar nu e marketing direct. Marketing direct înseamnă că îți vând chestii. Că vin, bă băiatul, vrei să-ți vând Coca-Cola? Atât te costă. Sau te interesează cât costă aroma fructată la Coca-Cola? Sunt niște chestii care n-au nicio treabă cu caracterul comercial. Om bun. Sau nebun. No, în fine. Iar interesul asupra acestui subiect în speță, interesul asupra profesiei de avocat, este o profesie publică de interes public. Pentru că dreptul la apărare pe care este garantat de avocat este un subiect de interes public. Pentru că justiția e un subiect de interes public și n-ar trebui să vă explice asta un student de anul întâi la drept. Asta ar trebui să știți dumneavoastră că sunteți avocat și ar trebui să știți care e scopul profesiei dumneavoastră.
De altfel, ținerea dumneavoastră de mai jos, mesajul dumneavoastră e unul comercial, întrucât scopul vădit acestuia a fost de a atrage clientele. Gratuitatea la care vă referiți, precum și utilitatea, cel puțin în forma prezentă, neexistând în realitate. Prin urmare, respectivul mesaj se încadrează pe deplin în noțiunea de marketing direct, conform prevederilor și interpretării RGPD GDPR. Da, noi includea valoare, iar să punem frumos pe ecran să vadă care a fost respectivul raport. Mie mi se pare că oferea chiar foarte multă valoare, dar în fine, unii atât pot. Iar gratuitatea la care vă referiți n-a nicio treabă cu a atrage clientele. Într-adevăr, și iar subliniez o chestie care ar trebui să fie evidentă, când ești om cu cineva, omul ăla e ok cu tine. Într-adevăr, eu prin faptul că ajut și fac și drag, sunt conștient că pe termen lung chestia asta mă ajută pentru că formează o imagine bună. Asta nu înseamnă că le fac cu scopul de a face bani în 5 minute. Dar da, sunt conștient că dacă ești un om normal în societate și ajut societatea și ajut oamenii din ea, oamenii sunt ființe care reciprochează. Da, sunt conștient de chestia asta. No shit, Sherlock. Dar și ce ar trebui acum să facem? Să fim muiști unii cu ceilalți, ca nu cumva să facem marketing, să zică oamenii că suntem de treabă și, prin urmare, să fim muiști ca să nu cumva să zică oamenii că suntem de treabă? Să fim totuși serioși. Față de cele mai sus, să reiterez informația nu știu ce, că o formula plângere, bravo lui. În încheiere, revin cu solicitarea de încetare să-mi transmiteți cu orice comunicare referitoare la servicii pe care, cu caracter profesional, le prestați, întrucât nu aveți în acest scop consistentul meu. Nu, i-am trimis niciun serviciu pe care îl prestez. I-am trimis, într-adevăr, un link, că am zis, ok, consultanța se poate face aici, că am un site unde îi adun pe toți din motive de rațiuni economice, că n-am bani să fac 7 site-uri, că domnul nostru vrea să nu scrie pe el Incorporo, că de ce ofer eu servicii pe Incorporo și nu fac alt site separat pentru el, că așa vrea el. În fine, cu stimă, domnul avocat Nicolae. Legal 24. Bun, acum că am clarificat tot video ăsta în care îi spun pe față domnului Adrian, am să trimit acest video clip frumos la barou, ăștia se apără în 30, nu știu dacă să aibă câștig de cauză. În fine, asta pot să facă 70 de plângeri, n-am nicio treabă, asta este, n-am nimica de pierdut și hai să mergem în continuare. Eu nu sunt șantajabil, asta e o chestie specifică mie, că chiar am ce pierd. Îs corect cu tine, respect legile, dar nu începem acum să facem jocuri, că nu-mi place. Așa că, na, domnul Nicolae, hai să fim cuminți, că altfel... bun. Da, mulțumesc foarte mult pentru videoclip. Trebuia să discut despre interesul legitim. Hai să deschidem regulamentul GDPR și să citim ce e la interes legitim. Ok, HTML. Hai să luăm varianta română. Interes legitim. Ok, hai să vedem ce scrie în antetul 47 de la GDPR. Interesele legitime a unui operator, inclusiv cele a unui operator care îi pot fi divulgate date cu caracter personal sau unei terțe părți, pot constitui un termen juridic pentru prelucrare cu condiția să nu prevaleze interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale altei persoane vizate, luând în considerare așteptările rezonabile ale persoanelor vizate bazate pe relația acestora cu operatorul. Acest interes legitim ar putea exista, de exemplu, atunci când există o relație relevantă și adecvată între persoana vizată și operator, cum ar fi cazul în care persoana vizată este un client al operatorului sau se află în serviciu acestuia. În orice caz, existența unui interes legitim ar necesita evaluare atentă, care să stabilească inclusiv dacă persoana vizată poate preconiza în mod rezonabil momentul și în contextul colectării datelor cu caracter personal posibilitatea prelucrării în acest scop. Interesele și drepturile fundamentale ale persoanei ar putea prevala, în special în raport cu interesul operatorului de date, atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în circunstanțe în care persoanele vizate nu preconizează în mod rezonabil o prelucrare ulterioară, pentru că legiuitorul trebuie să furnizeze temeiul juridic pentru prelucrarea datelor de către autoritățile publice. Temeiul juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării de către autoritățile publice în deplinirea sarcinilor care le revin. Prelucrarea datelor cu caracter personal strict necesară în scopul prevenirii fraudelor constituie de asemenea un interes legitim al operatorului de date în cauză. Prelucrarea de date cu caracter personal care are drept scop marketing direct poate fi considerată ca fiind desfășurată pentru un interes legitim. Ama, asta nu a fost marketing direct. Deci asta nu a fost marketing direct. Scopul respectivului mail a fost de informare. Numai că dacă marketingul care e cu scop să-i dai în cap la nu știu ce, nu știu cum. Dacă marketingul este permis, mie mi se pare că interesul legitim este și să informezi un om, să-i trimiți un mail. Că subliniez, asta am făcut. Plus că mai există o derogare la lege care vorbește de statistici. Ai voie să faci statistici cu niște informații cu caracter personal. Ai voie. Pentru că cum altfel ar trebui oamenii să știe cam care sunt statisticile și să poată să tragă concluzii de pe urma lor.
Deci, mie mi se pare că chestia asta e clară și am făcut inclusiv o informare care mi-a explicat care e interesul legitim, ce urmează să facem, cum dregem, rezolvăm și așa mai departe. Mi se pare că am fost iar foarte de bună credință și foarte ok cu domnul avocat și cu domnii avocați. Numai că, evident, dintr-o turmă de 1000 de oameni cât o primit mail-ul, doi s-au trezit mai inteligenți decât restul și au vrut să-mi arate mie că fie le dau banii pentru asistență juridică, fie îmi fac plângere. Să facă plângere domnul și să ducă mai departe la dracu, că eu n-am niciun chef să mă asociez cu oameni idioți. Zi bună și la revedere!